pe vremuri, cu aproximativ 200-300 de milioane de ani în urmă, a existat un supercontinent numit Pangea. Cu alte cuvinte, tot pământul din lume forma un singur supercontinent înconjurat de ocean, dar în urmă cu 175 de milioane de ani, acest continent a început să se împartă, formând cele 7 pe care le avem în prezent. De atunci și până acum, continentele s-au îndepărtat unele de altele datorită mișcărilor neîntrerupte ale scoarței pământului sau, cum le numesc cercetătorii, plăcile tectonice. Unele continente și-au menținut forma curentă, care în prezent arată ca o piesă de puzzle, priviți numai cum coasta estică a Americii de Sud se îmbină perfect cu coasta vestică a Africii. Însă, cum ar arăta lumea în prezent dacă acea divizare a terenurilor de pe pământ nu s-ar fi întâmplat niciodată? Despre ce este vorba? Numele Pangea provine din limba grecească și înseamnă tot pământul. Acest supercontinent a fost înconjurat de-a lungul milioanelor de ani de oceanul Pantalassa. Alfred Wegener a fost prima persoană care s-a gândit la fenomenul de divizare a terenurilor încă din anul 1912, așadar este considerat părintele acestei teorii. Totuși, în prezent, dispersarea supercontinentului Pangea este explicată de plăcile tectonice, iar conceptul derivei continentelor a lui Wegener este considerat a fi demodat. Primele oceane formate în urma divizării Pământului au fost Oceanul Atlantic Central, aflat între America de Nord și Africa, și partea sud-vestică a Oceanului Indian, localizat între Antarctica și Africa. Oceanul Atlantic de Sud a apărut pentru prima dată în urmă cu 140 de milioane de ani, atunci când Africa s-a separat de America de Sud. Aproximativ în aceeași perioadă, India s-a despărțit de Antarctica și Australia, formând Oceanul Indian Central. În cele din urmă, acum aproximativ 80 de milioane de ani, America de Nord s-a separat de Europa, Australia a început să se îndepărteze de Antarctica, iar India de Madagascar. Eventual, India s-a unit cu Eurasia acum aproximativ 50 de milioane de ani, eveniment în urma căruia s-a format sistemul muntos Himalaya. Au fost mai multe supercontinente pe parcursul istoriei planetei noastre, iar cel mai vechi dintre ele se numește Rodinia, care a existat în urmă cu un miliard de ani. Un alt supercontinent asemănător cu Pangea, numit Panotia, s-a format în urmă cu aproximativ 600 de milioane de ani. Toate aceste date sunt destul de curioase și ridică multe semne de întrebare. În prezent, mișcările plăcilor tectonice reunesc continentele din nou. Africa se apropie de sudul Europei, iar placa tectonică australiană se ciocnește cu placa Asiei de sud-est. Oamenii de știință preconizează că în următorii 250 de milioane de ani, Africa și America de Sud și de Nord se vor contopi cu Eurasia pentru a forma un supercontinent care se apropie de proporțiile uriașe ale Pangeei. Însă ce s-ar fi întâmplat dacă Pangea ar fi existat și în prezent? Ce fel de viață am trăit și cât de diferit ar fi istoria omenirii și a întregii planete? Să începem cu istoria oamenilor. Să presupunem că evoluția noastră ar fi urmat aceeași scară evolutivă, așadar civilizația omenirii nu ar fi fost foarte diferită. Cel mai mare supercontinent din prezent, Afro-Eurasia, adică masa continentală formată din Europa, Asia și Africa, reprezintă 62% din suprafața locuibilă de pe pământ și 86% din totalul populației oamenilor. De mii de ani, majoritatea oamenilor de pe acest continent s-au aflat într-o izolare aproape totală de restul continentelor. Prin urmare, de-a lungul istoriei, vasta majoritate a civilizațiilor și a oamenilor au existat pe un singur supercontinent. Așadar, primele civilizații s-ar fi stabilit în aceleași locații unde au fost și în istoria curentă. Pe măsură ce triburile au devenit mai mari, oamenii și-au părăsit locurile de baștină pentru a explora întinderile mari ale suprafeței pământului. Fiind în timp despărțiți de deșerturi, păduri și lanțuri muntoase, în cele din urmă și-au format propriile națiuni și așa mai departe până în prezent. Totuși, dacă de-a lungul istoriei oamenilor ar fi existat o singură întindere uriașă de pământ, cel mai probabil ar fi fost mai puțină discrepanță în dezvoltarea tehnologică a civilizațiilor. Poate că Regatul Unit nu și-ar fi întins granițele peste toată suprafața pământului. De fapt, cel mai probabil nicio țară nu ar fi putut acapara lumea. Sunteți și voi de acord cu
acest lucru. Diferența majoră a evoluției civilizațiilor umane ar fi în jurul perioadei de explorare a suprafețelor de teren. Cel mai probabil ar fi existat mai multe insule izolate și mici, pregătite să fie descoperite de om, mai multe zone izolate pe Pangea, gata să fie explorate, similare munților Himalaya sau pădurilor tropicale de la ecuator. Însă acestea nu ar fi complet necunoscute oamenilor, prin urmare nu ar fi existat un eveniment tragic, similar cu cel când Christopher Columb și echipajul său au descoperit America, iar mai târziu au devastat populația de băștinași prin bolile aduse pe noul continent odată cu sosirea lor acolo. Acum, hai să vorbim despre ce s-ar fi întâmplat cu istoria și evoluția animalelor dacă Pangea nu s-ar fi divizat în mai multe continente. Cel mai probabil în prezent ar fi existat o varietate mult mai mică de animale datorită puținelor medii izolate unde oamenii să ajungă cu greu sau niciodată. Medii în care animalele să supraviețuiască și să se dezvolte în pace, cum ar fi Australia și Madagascar. Nu ar fi dispărut majoritatea animalelor așa cum probabil credeți, ele ar fi reușit să supraviețuiască adaptându-se la noile condiții de viață oferite pe supercontinentul Pangea. Să trecem la următorul capitol, bolile. Cu siguranță nu ar fi existat atât de multe boli care să decimeze la propriu numărul oamenilor. Țările nu s-ar invada între ele, iar prin urmare bolile din diferite regiuni nu s-ar fi transmis atât de ușor, așa cum a fost în cazul prezentat mai devreme cu descoperirea Americii. Oamenii din diferite țări ar suferi de aceleași afecțiuni și ar avea aceeași imunitate împotriva germenilor. Deci, dacă Pangea ar fi existat în prezent, lumea așa cum o cunoaștem noi ar fi destul de diferită, însă nu schimbată complet. Și astfel ar arăta lumea în prezent. Priviți cât de minunată este această hartă. Poate că nu este o reprezentare tocmai exactă a supercontinentului din cauza a mai mulți factori, cum ar fi schimbarea curenților oceanice a peisajelor montane. Însă hai să ne imaginăm cum ar fi arătat mediul înconjurător. În primul rând, prezența unei singure întinderi de pământ ar avea ca rezultat schimbarea radicală a politicii globale. Nu ar exista oceane care să separe America, Eurasia și Australia. Prin urmare, întinderea de teren unde se află în prezent America de Nord ar fi avut cel mai probabil contact și cu alte civilizații de-a lungul istoriei. În cele din urmă, asta înseamnă că America nu ar fi fost niciodată cucerită de către europeni, iar 95% dintre nativii americani estimați că au murit datorită bolilor aduse de cuceritori ar fi prezenți și în ziua de astăzi. O mare parte din Africa și India ar fi fost localizată în apropierea Antarcticii, unde, apropo, ai putea pur și simplu să călătorești cu mașina personală. În cele din urmă, China și Rusia nu ar fi fost foarte diferite față de cum arată în prezent, fiind oarecum separate de restul lumii prin diferite forme de relief. Poate că Bucureștiul ar fi epicentrul cultural al supercontinentului Pangea, întâlnindu-se la intersecția celorlalte continente. Totuși, aceste informații nu sunt adevărate în totalitate, iar imaginația noastră poate că a căpătat alte forme. Este destul de greu să preconizezi astfel de date, nici măcar cel mai bun istoric din univers nu ar putea spune cu exactitate cum ar fi evoluat civilizația oamenilor pe un singur continent, sau dacă am fi existat vreodată ca specie. Însă este foarte distractiv să ne gândim atât de departe, nu-i așa? Voi cum credeți că ar arăta lumea dacă am trăit doar pe un supercontinent? Ne puteți scrie în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!